De la un an la altul, rezultatele obținute de elevii de clasa 12-a sunt din ce în ce mai slabe. Judecând după rata de promovabilitate extrem de mică la sesiunea din vară, Giurgiu se află din nou printre ultimele județe din țară. În acest an, la examenul de bacalaureat s-au înscris circa 2000 de elevi giurgiuveni, însă doar 1864 au fost prezenți. Puțin peste 720 au promovat și doar 100 de liceni au reușit să obțină medii cuprinse între 9 și 9,99. Cei mai nemulțumiți au putut depune contestațiile luni pe 7 iulie. Din păcate, rezultatul nu s-a modificat prea mult în sens favorabil, în sensul că a crescut promovabilitatea de la 38,14% la 38,79%. Dar am reușit să avem 100 de candidați de data aceasta care au obținut medii cuprinse între 9 și 9,99. Așadar, 467 de contestații au fost înregistrate la Giurgiu, iar cele mai multe au fost depuse pentru notele primite la limba și literatura română, peste 160. Alte 113 contestații au fost depuse la matematică și 70 la biologie. Un elev a avut curajul să conteste lucrarea la matematică, obținând în final nota 10. Majoritatea celor care au depus contestații au avut note mai mici decât 5, foarte puțini au avut note mai mari decât 5 și 6. Și în felul acesta nu avea cum să se modifice rezultatul examenului prea mult în sens favorabil. La matematică a fost înregistrată o notă de 10 în urma contestației, de la 9,45 eleva a obținut 10 în urma reevaluării lucrării.